Au fost zile de foc pentru polițiștii locali din Timișoara. Oamenii legii au observat pe strada Piatra Craiului din centrul orașului un băiat în vârstă de aproximativ 6 ani care părea dezorientat și cu probleme de natură psihică. Imediat copilul a fost preluat fiind anunțat dispeceratul Direcției Generale a Poliției Locale. În timp ce se încerca identificarea aparținătorilor, la fața locului s-a prezentat tatăl copilului de 50 de ani din drobeta Turnu Severin, care a declarat că într-o clipă de neatenție micutul s-a depărtat de el și s-a pierdut, bărbatul a fost foarte bucuros că și-a regăsit fiul, mulțumindu-le polițiștilor locali. Câteva ore mai târziu, polițiștii locali aflați în patrulare pe strada Mihai Eminescu au observat pe o bancă un telefon mobil cu baterie externă și un card bancar. În urma verificărilor efectuate, polițiștii locali au reușit să dea de urma proprietarului bunurilor un bărbat de 36 de ani cu domiciliul în Buhuș, județul Botoșani, care le uitase pe bancă și care a fost foarte fericit că și-a recuperat bunurile. În aceeași zi, tot în zona centrală, în Piața Libertății, polițiștii locali au depistat o femeie de 30 de ani cu domiciliul în Reșița, Caraș Severin, care părea de asemenea dezorientată. Stând de vorbă cu ea, polițiștii locali au aflat că aceasta a fugit de acasă de două zile. S-a luat legătura cu polițiștii de la secția 1 și cu reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție, Caraș Severin, care au confirmat că femeia fusese dată dispărută de sora ei, reprezentanții poliției din Reșița urmând să vină să o preia pentru a o duce la domiciliu. Oamenii legii aflați în patrulare pe calea șagului au observat în dreptul cimitirului un tânăr căzut cu bicicleta în stare de inconștiență. Polițiștii locali au acordat primul ajutor până la sosirea unui echipaj al ambulanței chemat la fața locului. În timp ce se deplasau spre spital, tânărul și-a revenit spunând că a băut mai mult decât trebuia de flori și i s-a făcut rău. La fața locului a fost chemată și mama tânărului de 24 de ani din Timișoara, care a plecat ulterior cu fiul său acasă, dar și cu bicicleta acestuia. Cei doi au mulțumit polițiștilor locali pentru ajutorul acordat.